dacă ești deștept sau pici pe fază, profiți de ea. Dacă nu, sufli în lumânare și aștept să se facă zi. Făceam la presă materiale, mi-aduc aminte că am fost la Roș Castănescu. Mamă, Roș Castănescu, mă așteptam să văd un tip cât casa, de unde? Era un pitic care ședea la un birou în haină de piele. Ce vreți? Asta, 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 asta. Anulează proprietatea, anulează munca cinstită, anulează competența și introduce în calcul incompetența și spiritul mafiot. Toate leprele ordinare și analfabeții, paraziții au ajuns să conducă. Absolut. Toți paraziții, asta a fost. Așa a început comunismul în România. Că pe urmă s-a mai îndreptat cât de cât, dar la început așa a fost. ANRP-ul era, cred că, o mașină de anunat bani, pentru că Ministerul de Finanțe era obligat să verse bani în funcție de cuantumul care trebuia restituit și banii aia să meargă, exact cum am spus, transpartinic la partidele care se intrau în combinație. Mai mult decât atâta, într-o anumită perioadă, după ce am luat formularul galben, deci ca să recapitulăm, formularul galben l-am luat cu noroc și cu tenacitate. Adică cu o tenacitate de asta, de japonez. După ce am luat formularul galben, a început o altă etapă. Primeam diverse telefoane, că ăștia aveau numărul de telefon, dacă nu vreau să vând dreptul litigios. Nu, domnule, eu vreau să-mi iau banii. Eu aveam de luat rotund 102.000 euro. 102.000 euro făceau 400 și ceva de mii de lei. Domne, îți dăm 300 de mii, îți dăm 250 de mii, domne, și cu restul ce faci? Îți iei tu lumânări? Am găsit firma asta de avocatură, am făcut contract cu ei, eu am luat 390 de mii, diferența 11.000 a fost cheltuieli de executare, i-a luat executorul judecătorul și 33.000 au fost debitele care le-au luat ei. Adică eu am contractul de asistență a fost pe un procent de 15%. Ceea ce zic eu în mintea mea că e relativ corect. Relativ corect. Deci am scăpat și de aspectul cu drepturile litigioase. Dar erau foarte mulți oameni care picau în plasa asta. Aveau de pildă de luat, să spunem, 500, 600, 700, 1 milion de lei, vorbind de roni. Bă, la 1 milion de lei îi dădea 600 sau 500. Restul îl luau ei. Ăia, la rândul lor, făceau bara-bara cu gestionarul politic, care era la momentul respectiv, ca să zic așa, mentorul ANPR-ului, că inițial a fost la PSD, PSD, da. La PSD era una Ancuța Oprea. După aia a venit, când a venit, a trecut în subordinea PDL-ului, a venit una Crinuța Dumitrean. Numai cu nume de-astea de curve alintate. Porm a venit Alina Bica, pe vremea când am luat eu formularul galben, era Alina Bica președinta ANPR-ului. Alina Bica a fost procuror șef la DIICOT și, pe urmă, s-a mutat acică. Aici era un os de rost. La DIICOT trebuia să stai să faci treabă. Și cum mă spun, procesul respectiv l-am terminat, l-am câștigat anul trecut. Normal, la ANPR-ul a făcut apel, acum o să vede că când a făcut apel de-abia acum. Am făcut și eu apel pentru că nu sunt, ei mi-au dat câștig de cauză din punct de vedere al compensării sumei, dar cheltuielile astea de 48.000 de lei, cheltuieli de executare, debite și așa mai departe, ei ar vrea să le plătesc eu, nu. Dom'le, voi m-ați dat în judecată, ați făcut abuz de drept, plătiți voi tot, eu nu plătesc nimic. Mă rog, ne judecăm. Referitor la restituirea proprietăților, pentru că eu am înțeles ideea dumneavoastră și e bine de punctat aici, că a fost legea 18, că a fost legea 1 pe 2000.
că a fost legea 10/2001, că a fost legea 274, toate legile astea, din punct de vedere teoretic juridic, erau oarecum bune. Greșeala și abuzul și hoția a început de la modul lor de aplicare. Modul de aplicare a fost strict de făcut în stil mafiot. Dacă nu erai dur, dacă nu te băteai cu ei în parte, ca să spun așa, te fentau. Eu presupun că, dat fiind faptul că i-am luat în surprindere, n-au avut timp să se coaguleze și să opună o rezistență fățișe, vorbesc la nivelul imobilului. Mai e ceva, imobilul era degradat, nu-i interesa să-l repare. Și probabil că au zis, da, să-i dăm dracu prostului casa, că se spală cu ea pe cap. La pământ a venit, era legea 10/2001, era pe vremea guvernului Năstase. Era PDSR, nu era PSD încă. Și atunci ei au vrut să facă un spectacol că, vezi, dragă doamne, PDSR-ul restituie proprietățile. Deci am picat pe o fază pozitivă de care am profitat din noroc. Nu că sunt eu mare deștept. Dar lucrurile respective s-au repliat imediat și în momentul în care, ca de altfel fiecare lege de genul ăsta este dată pentru o categorie restrânsă socioprofesională de avizați. Dacă ești deștept sau pici pe fază, profiți de ea. Dacă nu, sufli în lumânare și aștept să se facă zi. Abuzurile care s-au creat în ceea ce privește restituirile proprietăților, că sunt funciare, că sunt imobiliare, au fost dictate efectiv de interese politice. De pildă, în momentul în care mă luptam eu ca să-mi iau casa, era introdusă în joacă FPS-ul, Fondul Proprietății de Stat. Pe ce legătură avea FPS-ul cu proprietate particulară? Doamne, păi nu, zice, a fost o locație pe gestiune, care locație pe gestiune era la o firmă care, mă rog, era plătitoare de dări la stat, deci mama mea și cu mama ta sunt surori, pentru că usucă rufele la acelea soare. Și aici erau totuși ieșiri și vreau să spun, manifestându-mi, ca să spun așa, gratitudinea pentru treaba asta, maica mea, care de fel era, de profesie era avocată, m-a ajutat foarte mult în acțiunea procesuală din ceea ce privește restituirea casei. Deci, la vremea respectivă, nu era numai acțiunea procesuală propriu-zisă. Făceam la presă materiale, mi-aduc aminte că am fost la Roș Castănescu. Mamă, Roș Castănescu, mă așteptam să văd un tip cât casa, de unde? Era un pitic care ședea la un birou în haină de piele. Ce vreți? Asta, 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 asta. Păi, domne, noi nu ne ocupăm pe așa ceva. Păi am citit în ziarul din Cutare că vă ocupați. Nu știu, domne, pentru dumneata nu mă ocup. Bine, tati, zic, la revedere. Mult mai mult succes la presă am avut pe plan local. Pe plan local am întâlnit pe un ziarist bătrân care se numea Nicolae Ursu. Este tata lui Adrian Ursu de la Antena 3. Era și Adrian Ursu atunci pe lângă Tasu. Nu era încă în gașca lui Felix. Și spune Tasu, bă, zice, uite, băiatul ăsta care e mai mic ca mine un pic, adică mai mic ca Tasu, ca Nicu Ursu, ce are condei. Zice, ia citește două articole. Eu scriam articolele și le dădeam lui ăsta să le publice în gazeta Oltului, lui Nicolae Ursu. Și am mai avut o problemă de inspirație, pur și simplu. N-am avut absolut nicio dovadă, dar de foarte multe ori și invențiile se fac datorită inspirației. I-am spus la un moment dat gestionarului care avea locație de gestiune obiectivul, nenea, zic, vezi că eu știu că aici erau niște turci care aveau un locație de genul, cu curve, cu mititei, cu discotecă, cu, mă rog, se descurca un stil turcesc, ca în Fanar. Zic, acolo e un sediu mascat al PKK-ului, Partidul Muncitorilor din Kurdistan.
La instanță, îmi povestea avocatul, a început să urle, bă, dați-i, bă, fă, ia-i, dă-i casa lui Romanu, că auzi ăsta mă bagă în pușcărie, ce că e sediu pe caca acolo. Inspirați. Și a mai fost o chestie cu o notă de înregistrare pe care el n-a știut că a dat-o și pe care am folosit-o împotriva lui. Dar într-o bătălie trebuie să ai și fler, și inspirație, și noroc, și un pic de știință. La vremea respectivă era un avocat în București, el fusese judecător și pe urmă s-a întors de nou în magistratură, Florin Costiniu. Pe urmă, acum e arestat, e condamnat cu suspendare. A făcut și el niște matrapazlicuri. La vremea respectivă, ca avocat, dădea consultanță și mă duceam la el. Eu îl întrebam, dom'le, problema X, 50 de lei. Alții stăteau o oră la el. Eu îl întrebam problema care mă interesează, dădeam 50 de lei și pleca. Soția dânsului e deputat? Viorica Costiniu, nu. Nu e. Deci tot magistrat. Și ea și el sunt magistrați. Dar ea e ieșită la pensie, el e scos din magistratură pentru că a fost condamnat cu suspendare. Uh-huh. Da, mie tipul ca doxă mi-a făcut o impresie bună. Ce m-a atrapat lucruri făcea nu mă interesa pentru că pe mine m-a ajutat. Cu știința vorbesc, nu cu altceva. Și odată invocat, deci pe vremea respectivă când eram, luptam pentru recuperarea imobilului și asta mi se pare interesant. Era la Convenția Democrată la putere. În Convenția Democrată erau 1001 de geanabezi, printre care și Partidul Țărănesc Creștin Democrat. În partidul ăsta creștin-democrat era un tip care se numea Ulm Spineanu. Mă rog, de ce nu i-a fi zis Arțar Spineanu, nu știu, da? I-a zis Ulm. Deci, în momentul în care a venit hotărârea de la instanță că am câștigat, Ulm Spineanu face o contestație, că asta a fost unul din motivele care m-am dus la Costiniu, că invocând articolul 25 se poate interpreta și așa, păi stai mă, tu ești țărănist, adică chipurile țărăniști, eram... Partidul ăla numai țărăniști n-a avut. Da, ăla a fost un partid... Al securiștilor. Al securiștilor. Vă povestesc și o chestie cu care... Deci, erau taman pe invers decât să restaureze, să redea proprietatea oamenilor. Sediul Partidului Țărănesc, pe vremea aia, era la Piața Rosetti. Maica mea stătea la două străzi. M-am gândit eu, pentru că eu mergeam pe toate filierele. Dar ce visam noaptea, a doua zi trebuia să pun în aplicare, pentru că aveam ideea asta, domne, războiul trebuie dus pe un front cât mai larg. Nu trebuie să lași nimic care să nu fie atacat. Probabil că asta m-a ajutat să iau că eu am făcut cererea în 1995 și am intrat în posesie în 1998. Deci în 3 ani de zile în care a fost întâi. Deci am luat hotărârea administrativă de restituire de la Consiliul Județean Olt. După aia am fost acționat în instanță. Deci procesele le-am făcut cu hotărârea de restituire în mână. Și aici vreau să mai spun o chestie. Mă duceam pe la avocați în București să cer consultanță și se uitau la hotărârea de restituire ca la un ozene căzut în cer. Nu mai văzuseră așa ceva, ca și cum aș spune, doamne, n-am văzut un carburator ca ăsta. La Partidul Țărănesc aflu că este avocatul cutare care e mai doxat și mai nu știu ce și trebuie să stai de vorbă cu el că îți dă niște soluții. Bine, domnule, să văd ce soluții îmi dă. Mă duc acolo și în birou avocatului era un tip care în momentul când m-a văzut a sărit de pe scaun, băiat mult mai tânăr ca mine, a ieșit valvârteș pe ușă, a sărit treptele, că la PNCCD erau niște scări de alea monumentale care erau vreo 4-5. A sărit toate scările alea, s-a suit în mașină și a șterge. Cine era tipul? Era ofițer de securitate care se ocupa cu paza la în Măgurele la dispozitivele care prezentau secret de stat sau, mă rog, care erau direct implicate în procesul de... Fost coleg. Fost coleg, da.
Ăsta avocatul. Dar de ce a fugit ăsta așa? Păi zic, mă întrebați pe mine? Păi da, că zice, s-a uitat la dumneata și a fugit. Păi nu știu, domnule, eu am văzut că stăteați de vorbă foarte cordial, deci înseamnă că ori sunteți prieteni, ori colegi. Da, zice, ce vânt vă aduce pace? Păi nu mă aduce niciun vânt, zic, am venit pe jos. I-am spus care e problema, a fost foarte direct, mi-a spus, domnule, problema așa cum o pui dumneata este ca și rezolvată. Dar te izbești de autoritățile locale, acolo e buba. Întâmplarea a făcut ca la nivelul anului respectiv, subprefectul să fie un subinginer constructor, argeșeanu, a cărui frate era deputat. Și deputat unde? La Partidul Țărănesc Creștin și Democrat. Mi s-a făcut milă, l-am pisat prea mult și a vrut să scape de mine, putea să-mi zică și Alon Sictir și să plec, du-te acasă. Dar a insistat pe lângă președintele Consiliului Județean al de atunci, Marin Ionică, ca să-mi dea hotărârea de restituire. Deci așa am luat hotărârea de restituire pe drept, ca să spunem. După aia a început filiera proceselor și... De pildă, mi-aduc aminte de un aspect din Consiliul Județean, era o tipă cu moacă de borfuț așa bună și spunea tipului de la Caracal, care era locator de gestiune aici, auzi, Stoica, păi zice, trebuie să faci și cu tare și cu tare ca să introduci în proces, ca să poți să câștigi împotriva dânsului. Da, auzi, doamnă, Andră. Zic, mata știi vorba lui Dabija? Nu. Păi ce te fute grija de ce fac eu? Îl înveți pe om să ce? Adică e proprietatea dumitale și vrei să o recuperezi sau e proprietatea mea și vreau să o recuperezi? Deci, ce vreau să scot în evidență este faptul că câinoșia asta era pe față. Lupta împotriva restituirii proprietății era pe față. Ăștia toți erau fostele structuri de partid, cărora le convenea foarte bine marginea bălții călduce în care stătuseră până în 1989 și vreau să prelungească această baltă în continuare. Și de asta revin și pe filiera acestei istorii a familiei și a războiului cu îndemnul patetic, dacă vreți, ca absolut toată lumea, de la tânăr până la bătrân, să meargă pe 26 mai la vot. Ca să nu se întoarcă Stoica, să nu se întoarcă Mihai Diaconescu sau Marin Diaconescu, cum îl chema, și azi Jean Abeț, din fostele structuri de partid și de stat, care de altfel sunt și acum la putere și care vor să întoarcă țara în perioada în care a fost. Deci, repet, pe 26... Asta e concluzia. Concluzia. Despre toată istoria asta e mult de povestit. Eu zic că am spus lucrurile esențiale care scot în evidență, de fapt, nedreptatea strigătoare la cer care se face încă în România. Nedreptatea pentru multe familii, nu numai pentru dumneavoastră. Pentru foarte multe familii. Nedreptatea care se face, dacă vreți, pe plan social. Da. Pentru o anumită structură socială. Pentru că tu îți recuperezi, de fapt, o proprietate care a fost poate chiar a bunicului tău. Familiei? A familiei. Deci, ăla îi zicea poate boierul sau chiaburul. Păi, domne, dacă ăla a muncit, și iarăși vin aici, păi, domne, cine a muncit a avut. Pleava stătea în cârciumă. Cum stă și acum în cârciumă? Pleava stă în cârciumă, pleava nu muncește. Trebuie repetată treaba asta. Sunt și acum destui... nici nu știu cum să le zic, rătăciți, să fiu drăguți, care ei au subt, parcă văd așa, clișeele alea. Au subt sângele clasei muncitoare. Sângele clasei muncitoare. Da. Niște clișee din astea. Mai trebuie să mai repetăm, nu? Oamenii ei au muncit, familia lor a muncit, au avut bani, au făcut case și au
luat pământ, că asta se făcea atunci, cum acum își iau mașini scumpe, își fac ăsta, așa se făcea atunci. Da. Și deodată vine un regim care confiscă tot. Anulează proprietatea, anulează munca cinstită, anulează competența și introduce în calcul incompetența și spiritul mafiot. Toate leprele ordinare și analfabeții, paraziții au ajuns să conducă. Absolut. Toți paraziții, asta a fost. Așa a început comunismul în România. Că pe urmă s-a mai îndreptat cât de cât, dar la început așa a fost. La început... Au distrus o elită intelectuală. Aoleu, domnul Dinu, m-am enervat, domnule, nu e bine. Nu, dar nu trebuie să vă enervați. Trebuie să fim calmi. Deci, totul a fost făcut cu bună știință. Taică mi-a cedat. A murit la 61 de ani. Alții au murit mai târziu, alții au murit mai devreme, lăsându-i pe aia care au fost arestați, băgați în pușcării și morți. De exemplu, fratele bunicului meu, care a fost comandantul rezistenței anticomuniste Muncii Oltenii, generalul Iancu Carlaonț, bunicul meu a fost general, Dumitru Carlaonț. Deci generalul Iancu Carlaonț a fost trădat de Petre Ciuceanu, ulterior mare liberal. Ciuceanu ăsta l-a trădat, a fost arestat. Și a murit în 1952 la Iud, orb și bolnav de tuberculoză și aruncat în groapa comună. Deci elitele au fost aruncate în groapa comună. Da. De ce? Ca nechemații și puturoșii să fie în fruntea bucatelor. Pentru că în sate murarul avea moară făcută de el, cu bani. Da. Adunați și strânși și puși. Și cu minte, cu minte. Da. Cu cap a făcut treaba. Era... fierar altul, era arendaș, nu arendaș, că arendaș e ceva de tristă amintire, era, avea o exploatație agricolă, avea poate un amărât de tractor, cum avea și taic, un lanț bulldog. Ăștia erau exploatatori, ăștia sugeau clasele, sângele clasei muncitoare. Păi doamne, bunicul meu făcea următoarea, erau ceea ce se numea pe vremea aia învoitori. Deci eu veneam la boierul și spuneam așa, boierule, pe terenul cu de X hectare de la balta cârnatului, ce pui? Bă, Ioane, aș vrea să pun porumb, tu ce zici să punem? Boierule, punem porumb. Foarte bine. Ne învoim, ne învoim. Iei tot terenul, iau tot terenul. Mă apucam și munceam cu familia. Deci vorbesc de aici, din satul Pleșeiu. Munceam cu familia și venea toamna. S-a adunat recolta, se făceau două grămezi mari. Niciodată grămezile nu puteau să fie egale. Bunica mi-o alegea pe aia mică. Bă, pe asta o iau eu, pe aia mare o iei tu. Păi, boierile, bă, n-auzi, pe asta mică o iau eu, pe aia mare o iei tu. Nu-ți convine? Ba da, atunci ce mai vrei? Salut! Caro și pata acasă, după ce ai carat-o pata acasă, o car și pe a mea la hambar. Dacă, cred că nici baterie nu mai am. Asta a fost concluzia, să meargă oamenii pe 26 la vot. O să mai fie o emisiune în care povestim istoria familiei, probabil că mai trebuie încă un episod de genul ca să o acoperim. Da. Și mă gândesc că ar trebui să o mai înregistrăm, să o continuare, un fel de continuare, astfel încât să nu o grăbim acum. Plus că nici nu mai este baterie. Practic. Da. Cam asta ar fi povestea familiei Romanu. În mare, în parte mare. Cum să-i zicem? Povestea, umilința. Eu am asta cu umilința pentru că pe dumneavoastră v-a întărit. Dar vedeți, părintele dumneavoastră n-a apucat treaba asta. A fost umilit odată când i s-a luat toată proprietatea. Da. Umilit că n-a putut face ceva să apere proprietatea făcută de părinții lui, că și asta te termină, asta te macină probabil, da, în interior. Și în al treilea rând, umilit prin faptul că l-au a avut o pregătire, magistrat. Da. Umilit prin faptul că l-au făcut să nu-și mai poată profesa meseria pentru care s-a pregătit și a trebuit să facă alt lucru. Da, de asta zic șofer. Eu că este o poveste mai mult despre umilința unor oameni
de către un sistem. Un sistem care încă nu s-a terminat. Nu este complet eradicat. Nu e eradicat. Da. Ok. Să sperăm că o să ne întâlnim probabil după 26 mai, să sperăm că suntem mai optimiști atunci. Da, mult mai optimiști o să fim, în mod categoric. Da. Și atunci o să începem și micile tutoriale, micile cursuri despre cum se recondiționează o mașină. Da. Mașină, un vehicul de genul ăsta, dar probabil consider că dacă știe, cineva știe să lucreze un motor de vehicul de militar, probabil ar putea să își bage mâinile și într-o mașină mai veche, nu? Mai retro. Nu e cam același principiu? Sau e puțin diferit? Sunt diferite. Deci motoarele moderne au cu totul și cu totul alte... Deci principiul e același. Mm-hmm. Dar din punct de vedere al tehnologiei e cu totul și cu totul altceva. Am înțeles. Vedem noi atunci când o să... Vedem atunci. Le discutăm pe toate.